Jaf la o bijuterie din Târgoviște, în timp ce vânzătoarele și-au luat o scurtă pauză. Doi indivizi au dat buzna în magazin, au luat cele a căzut în mână și au fugit. Polițiștii n-au reușit să-i prindă până la această oră. Cei doi hoți au profitat de neatenția vânzătoarelor și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii. Deocamdată nu se știe care este valoarea lor, pentru că este necesar un inventar. Una dintre vânzătoare povestește că era deja în atelierul din spate când colega sa a urmat-o. A fost în fața servit niște clienți, s-a dus până în laborator să ia ceva, s-a întors în momentul când a ajuns aici de la ușă un pic, un pas așa, a văzut când... Unul dintre hoți a acționat, în timp ce al doilea a ținut de șase la ușa magazinului. Apoi, amândoi au fugit cu prada. Doi erau ei, i-am văzut la spate, fugise. Și atunci a observat că nu mai sunt obiectele la vitrină și a început să țipe, a ieșit după ei. Poliția este pe urmele celor doi. Se efectuează cercetări pentru identificarea și prinderea autorilor și stabilirea cu exactitate a producerii evenimentului. În funcție de probele pe care le-au luat de la fața locului și descrierea făcută de vânzătoare, polițiștii speră să-i prindă pe hoți cât mai curând.